De fapt, marțea aceasta ne învață cum să cauți nod în papură lui Dumnezeu. Dacă te gândești bine, așa trăim și astăzi, în vremea aceasta. Oamenii încearcă tot timpul să le ispitească pe Dumnezeu cu tot soiul de întrebări. Dar de ce bate vântul? De ce nu bate vântul? De ce plouă? Da, de ce plouă când plouă? De ce nu plouă în partea cealaltă? Sunt foarte multe întrebări aruncate așa, doar ca să se simtă Dumnezeu vinovat. Când luni seara apune soarele peste ziua din tâi a săptămânii patimilor, trebuie să ne întrebăm cu smerenie ce l-am întrebat noi pe Dumnezeu în ziua care a trecut, dar în timpul postului. În ce mod ne trăim noi relația întâlnirii în întrebare cu Dumnezeu? Săptămâna patimilor ne învață astăzi, în ziua aceasta, cât de importantă ne este credința, cât de important este să locuim cu Domnul pe muntele măslinilor, fără a trăda pe Cel care a dăruit candela în care să ardă unde lemnul.